There are many gifts of the earth we receive daily. Air, water, food, life. And what about health? There is a gift from the earth for our health, and that gift is found here in essential oils. Essential oils are the plant's natural medicine against bacteria, viruses, and diseases that attack the cells. Lavender puts up thistly hairs to protect the dynamic chemistry found in the oil sac. One drop of essential oil contains hundreds of unique compounds, offering powerful chemistry for fighting many different diseases. It's important to remember our bodies and plants have very similar building blocks. So, when we take these essential oils into our bodies, they are in a familiar environment, and they go to work on our behalf just as they would for the plant, killing bacteria, inhibiting virus reproduction, cleansing toxins, destroying parasites, oxygenating our cells, and boosting our immune systems. These essential oils don't just treat symptoms, they work at the root of the problem, at the cellular level. One of the greatest gifts for our health comes in this tiny, potent package. Major civilizations throughout the centuries recognized the capabilities of essential oils. Egyptian grave robbers would often steal the essential oils instead of the gold. Some of the first medical records from China show the use of essential oils. Hippocrates, the father of modern medicine, used oregano in his practice. Frankincense and myrrh were brought to the Christ child. Essential oils were used throughout the Dark Ages for their antibacterial benefits. And even in World War II, they were used successfully to treat injured soldiers. Today, we see essential oils are being studied extensively and are being used in some medical settings. Many studies have documented that 100% pure essential oils have the capacity to stop superbugs like MRSA, relieve chronic pain, elevate moods, restore cells, and aid in treating life-threatening diseases. Is this surprising? Well, most of the items found in your medicine cabinets and major pharmaceutical drugs originated from the study of the active medicinal properties of plants. Drug companies study these complex plant compounds and can synthetically recreate some of their attributes. Then, proprietary fillers, additives, and modifications are made. Unfortunately, these modifications are foreign to our bodies, and as we know, can result in negative side effects and dependency. Fortunately, there is another way. Millions around the globe have experienced how powerful the potent compounds in essential oils can be without synthetics, fillers, or additives. And what's surprising is that the essential oils are often faster, safer, more effective, and less expensive than the synthetic products. doTERRA essential oils are the only certified pure therapeutic grade, or CPTG, essential oils available. What that represents is a standard by which doTERRA grows, harvests, and tests their oils. doTERRA sources their lavender from France, their lemon from Italy, frankincense from Oman. All of doTERRA's oils come from specific regions where altitude, climate, seasons, and soil create the perfect conditions to produce the most effective essential oils. Then artisans of these regions, in partnership with doTERRA, extract the essential oils from the plants with integrity and patience. doTERRA then tests well beyond industry standards to ensure every drop is certified pure therapeutic grade. They are safe for topical, aromatic, and even internal use. The intricacy and detail that nature gives in producing a pure essential oil is a miracle. doTERRA essential oils truly are a gift of the earth from all over the earth. What might these gifts have in store for you? Bună seara și bine ați venit la întâlnirea noastră prilejuită de clasa de uleiuri esențiale, introducere în lumea uleiurilor esențiale doTERRA. Vă rog să îmi confirmați pe chat
că mă auziți și că mă vedeți, atât cei care sunteți pe Zoom, cât și cei care sunteți pe grupul Natura într-o picătură, grupul de Facebook. Mă numesc Dan Oros și în această seară o să urmăresc să vă fac o foarte scurtă introducere în lumea uleiurilor esențiale doTERRA și practic o să urmărim pe parcursul acestei întâlniri, da, să vedem ce sunt uleiurile esențiale, care sunt modalitățile de utilizare, câteva lucruri extraordinare despre uleiurile esențiale de la doTERRA și de asemenea cum puteți să le achiziționați. Și în partea finală o să vă punctez foarte pe scurt și care este oportunitatea din spatele acestor extraordinare uleiuri esențiale, pentru că, da, o să vedeți, există oportunitatea prin care ori să vă acoperiți parțial costurile uleiurilor pe care le utilizați, ori să acoperiți integral aceste costuri sau, dacă doriți să vă implicați foarte serios, puteți chiar să obțineți un venit suplimentar consistent, da? Un venit suplimentar care să vă ofere nu numai independența financiară, ci chiar libertatea financiară. Bineînțeles, fiecare alege ceea ce îi se potrivește, ceea ce își dorește, însă considerăm că este de datoria noastră să vă arătăm toată paleta de posibilități și, bineînțeles, fiecare alege pentru el ce consideră că este mai potrivit în acest moment. Bun. Înainte de a începe să vă prezint lucrurile pe care vi le-am pregătit pentru această seară, vreau să mă prezint pe scurt. Sunt profesor yoga, de asemenea am fost timp de 9 ani profesor la liceu, profesor de informatică. Deci se vede că a fi profesor a fost pentru mine visul copilăriei și el s-a împlinit în diverse forme și acum, prin ceea ce fac, sunt tot un profesor, doar că lucrez cu oameni mai maturi și, bineînțeles, îmi provoacă aceeași bucurie interioară, aceeași împlinire ca și meseria de profesor de la liceu. Practic, deși meseria aceasta este evident că este legată de menirea mea în această existență, totuși au fost câteva lucruri care nu mi-au plăcut în meseria de profesor. De exemplu, faptul că trebuia să urmez o programă care conținea o mulțime de lucruri pe care eu personal le-am considerat absolut inutile pentru elevi. Da, de asemenea, atunci când m-am mutat în Cluj-Napoca, pentru că de loc sunt din Șumleu Silvanie, județul Sălaj, deci când m-am mutat în Cluj-Napoca, am avut surpriza că chiria pe care trebuia să o plătesc era mai mare decât salariul meu de profesor și după ce am predat un an de zile și în Cluj, 8 ani de zile în Șumleu Silvaniei, am fost nevoit să părăsesc sistemul de învățământ și, bineînțeles, că am început să caut alte oportunități, alte modalități prin care să pot să îmi obțin resursele de care aveam nevoie și, bineînțeles, să urmăresc pe cât era posibil și să
îmi împlinesc menirea mea. Am încercat diferite lucruri până când în 2005 ne-am intersectat cu network marketingul. Deschid aici o paranteză, o să vorbesc tot timpul la plural, ne-am intersectat cu network marketing pentru că acest proiect, proiectul doTERRA și toate proiectele pe care le construiesc, le construiesc împreună cu iubita mea Simona Dărăbant, da? Și practic de 27 de ani, o să fie în noiembrie, da? Am mers împreună inclusiv pe proiectele acestea personale în care suntem implicați împreună și suntem foarte, foarte încântați de acest lucru. Am închis paranteza, da? Deci în 2005 ne-am intersectat cu network marketingul. Acum, posibil că unii aveți ca și noi rețineri în legătură cu network marketingul. În 2005, când noi ne-am intersectat, nici nu vroiam să auzim de așa ceva, însă șansa a fost că atunci acel proiect network marketing, altul decât doTERRA, mi-a fost prezentat de către cel mai bun prieten al meu, în care aveam încredere foarte mare, și atunci l-am urmat, dar repet, cu o mare reținere inițial, însă pe măsură ce am început să cunosc despre și să înțeleg despre ce e vorba în network marketing, mi-am dat seama că, de fapt, în momentul de față nu există un sistem mai generos, mai corect, mai etic și mai profitabil decât network marketingul. Da? Experiența mi-a arătat că toți cei care au păreri împotriva acestor sisteme de business, de fapt, nu cunosc despre ce e vorba, exact cum și noi nu cunoșteam. Dar, indiferent care este percepția pe care o aveți, vă respectăm, însă ceea ce vă recomandăm este să aveți un scepticism constructiv, da? Și să urmăriți, să verificați informațiile, să vă documentați suficient de mult înainte de a lua o decizie într-o direcție sau în alta. Practic, în acel prim proiect am fost implicați 7 ani de zile până în 2012, iar în anul 2017 ne-am intersectat cu proiectul doTERRA. Da. Și în primul proiect am învățat foarte, foarte multe și am ajuns la un anumit nivel de succes, dar în doTERRA toate lucrurile pe care le-am învățat despre network marketing s-au fructificat la un nivel foarte, foarte înalt și practic pentru noi, proiectul doTERRA reprezintă șansa vieții, pentru că nouă ne-a transformat radical viața în bine pe multiple direcții ale vieții. Da? Cele mai evidente sunt faptul că am fost împuterniciți să avem control asupra sănătății noastre, da? Să nu mai depindem de un sistem care știm cum este și știm ce urmărește și știm cine e în spatele lui, și mă refer aici la sistemul de sănătate. Și să mă înțelegeți corect, eu nu sunt împotriva sistemului de sănătate la modul global, ci sunt împotriva anumitor tendințe și ciudățenii care se manifestă în acest sistem și a
îngustimii modului în care sunt privite anumite lucruri, inclusiv ființa umană, da? Care ar trebui privită dintr-o perspectivă holistică. Da? De asemenea, pe noi doTERRA ne-am puternicit să nu numai să fim independenți din punct de vedere financiar, ci să ajungem la un nivel de libertate financiară la care nici măcar nu am visat. Dar am ajuns la toate aceste lucruri și multe altele pe care nu o să am timp acum să le punctez, am ajuns ajutând oamenii să ajungă la soluții naturale, da, care să-i ajute să își rezolve diferite probleme de sănătate, da, și am făcut asta fără intenția de a face un proiect de business. Da? Noi, un an și jumătate după ce ne-am intersectat cu doTERRA, am fost niște consumatori entuziaști care împărtășeau cu toți ceilalți experiența absolut extraordinară pe care am avut-o. Practic, experiența noastră cu uleiurile esențiale este una fabuloasă, atât prin experiențele noastre personale, cât și prin experiențele miilor de consumatori pe care avem în peste 30 de țări, da? Și am văzut niște lucruri care se încadrează la limita miraculosului, lucruri pe care nu le-aș fi crezut niciodată dacă nu le-aș fi văzut cu ochii mei sau dacă nu le-aș fi trăit pe propria mea persoană. Da? De exemplu, cum a fost, să zicem, primul contact al nostru cu aceste uleiuri și produse doTERRA, pentru că, da, doTERRA este cea mai mare companie de uleiuri esențiale din lume, dar nu este doar o companie de uleiuri esențiale. doTERRA produce și suplimente nutritive de o calitate extraordinară, de asemenea produse cosmetice, produse de îngrijire personală și așa mai departe, da? Și revin, chiar atunci când noi ne-am creat cont de membru doTERRA, pentru că, o să vedeți, este cel mai avantajos mod de a achiziționa uleiurile doTERRA, să-ți creezi un cont de membru, pentru că ai un preț automat cu 25% mai mic decât prețul de retail și, bineînțeles, că de ce să le cumperi mai scump dacă le poți cumpăra mai ieftin, da? Bun, și chiar în luna în care noi ne-am creat cont de membru, a fost o promoție prin care am primit cadou o cremă Deep Blue. Este o cremă pentru tratarea durerilor musculare, articulare și așa mai departe, tot ce ține de probleme musculare și de articulații. Eu aveam de un an de zile o problemă la genunchiul stâng, da, mă durea și am încercat tot felul de soluții și naturiste și din aceste alopate și sub nicio formă nu ceda acea durere. Da? Și dacă tot am primit această cremă, am decis să o testez. Da? Și m-am masat câte 10 minute în 3 zile consecutive. Da? Și în a treia zi, durerea a dispărut complet și au trecut de atunci 7 ani și jumătate și nu a recidivat. Da? A fost așa, wow! Mi-am dat seama că e ceva absolut extraordinar în spatele acestor uleiuri esențiale și acesta a fost doar începutul. Pentru că v-am spus, după aceea am văzut sute și sute de cazuri, unele, repet, la limita miraculosului și tocmai de aceea suntem atât de entuziasmați în legătură cu aceste produse doTERRA, pentru că am văzut cât de extraordinare sunt, dar repet ce am spus mai devreme,
nu trebuie să mă credeți și chiar vă rog să nu mă credeți pe cuvânt, dar vă invit să verificați dacă ceea ce vă spun este adevărat. Eu vă garantez că vă veți convinge că e adevărat, dar și eu în abordările mele sunt un sceptic constructiv. Înainte de a crede, mai întâi verific, da? Și vă invit să faceți exact în același mod. Bun, și practic după un an de zile, un an și jumătate, în care doar am fost utilizatori, da? Și am văzut cât de extraordinare sunt efectele pe care le generează aceste produse, am simțit că este de datoria noastră să ne implicăm mai serios și să promovăm aceste produse, pentru că știm că sunt sute de mii, milioane de oameni care așteaptă aceste informații și dacă noi nu ne asumăm să o dăm mai departe, atunci această informație nu va ajunge la ei. Noi când ne-am intersectat cu doTERRA, eram într-o situație în care noi ne trăiam visul, da? Făceam exact ceea ce ne place și trăiam mai mult decât decent din asta. Noi susțineam cursuri spirituale, retrageri spirituale la munte și așa mai departe. Sunt lucruri care ne împlineau și ne împlinesc extraordinar. Deci, în niciun caz nu aveam nevoie de încă un alt proiect, dar pe de altă parte n-am putut să-l refuzăm. Repet, am simțit că e de datoria noastră să facem cunoscută această informație și atunci ne-am asumat, a fost și este un sacrificiu, dar în același timp recompensele pe care le-am primit de la doTERRA și de la produsele doTERRA acoperă înmiit sacrificiul pe care l-am făcut și îl facem. Dar ideea este că facem cu drag ceea ce facem, dar oricum trebuie să investești, da, o anumită energie și un anumit timp. Bun, haideți să trecem la lucrurile pe care vi le-am pregătit. Mai puțin. O să folosim și niște slide-uri, pentru că este mult mai eficient să și vezi și să și auzi informația, da? Se reține mult mai mult, se impregnează mult mai adânc în subconștient. Aici aveți și pe Simona în fotografie, da? Iubita mea cu care dezvoltăm acest proiect. Da, legat de uleiurile esențiale ce sunt, ați văzut acel filmuleț chiar dinainte de a intra live. În acel filmuleț, practic în 4 minute și jumătate, vi se oferă esența informației despre uleiurile esențiale, dar recapitulând, așa foarte pe scurt, ele sunt niște substanțe volatile care sunt extrase din diferite părți ale plantelor, arborilor, din rădăcini, frunze, da, din scoarță sau tulpini, din flori sau semințe. Uleiurile esențiale reprezintă un fel de sistem imunitar al plantelor. Da? Și ele sunt extrem de concentrate.
practic de 70 de ori mai concentrate decât și mai eficiente decât planta din care ele provin. Dacă în urmă cu, știu eu, 100-200 de ani sau poate chiar 50-60 de ani, uleiurile esențiale se încadrau mai degrabă în categoria leacurilor băbești. Și să mă înțelegeți, nu, eu nu consider leacurile băbești ca fiind ceva negativ, dar în niciun caz nu este neapărat ceva științific. În ultimii 10 de ani, legat de uleiurile esențiale, s-au realizat mii de studii care au pus în evidență, pe de o parte, faptul că fiecare ulei esențial conține sute de principii active, da? Și de asemenea au fost puse în evidență, din punct de vedere științific, eficiența pe care ele o au. Da? Sunt multe produse pe piață care se vând sub numele de uleiuri esențiale, însă ceea ce este important să știți este că sub 1% din ceea ce se vinde pe piață sunt uleiuri esențiale pure cu grad terapeutic. Da? Toate celelalte sunt ori uleiuri sintetice care n-au absolut nimic natural în ele, sunt realizate în laborator și n-au niciun fel de beneficii terapeutice sau cele alimentare care sunt un amestec de uleiuri aproximativ esențiale și uleiuri sintetice. Pe acestea le găsim în tot felul de produse alimentare și în niciun caz nu fac prea mult bine. Și, repet, sub 1% din uleiurile de pe piață sunt pure cu grad terapeutic și, bineînțeles, uleiurile esențiale de la doTERRA se încadrează în această categorie. Însă, spre deosebire de alte companii care și din acele foarte puține care au uleiuri pure, uleiurile de la doTERRA sunt de departe cele mai testate uleiuri de pe planetă, pentru că doTERRA are și posibilitatea financiară de a achiziționa aparatura necesară pentru ca fiecare lot de ulei să fie verificat în cele mai mici detalii și să poată să garanteze faptul că în fiecare sticluță de ulei esențial pe care noi o primim, da, se găsește ulei esențial pur cu grad terapeutic. Și nu doar atât. Pe piața aceasta uleiurilor esențiale nu există niște standarde foarte clare, însă doTERRA și-a autoimpus un standard care este cel mai înalt standard al industriei, se numește CPTG, Certified Pure Therapeutic Grade. Uleiuri certificate pure cu grad terapeutic, da? Este un standard care nu garantează doar puritatea uleiurilor, mai garantează niște lucruri foarte importante și anume, de exemplu, compoziția, profilul chimic al uleiului. Pentru că acel profil chimic îi dă, de fapt, virtuțile terapeutice. Și tu poți să ai un ulei 100% pur, dar dacă profilul chimic nu este adecvat, atunci el nu va avea o eficiență terapeutică corespunzătoare. Da? doTERRA abordează sănătatea dintr-o perspectivă holistică și, așa cum am spus mai devreme, tocmai de aceea nu produce doar uleiuri esențiale pure cu grad terapeutic, și alte produse
la același standard înalt de calitate și aici avem suplimente nutritive prezentate în imagine și acea cremă Deep Blue pe care eu am utilizat-o chiar la început. Dar aici avem piramida stilului de viață sănătos, da? Și practic fiecare dintre noi, dacă dorim cu adevărat să avem o sănătate solidă, ar trebui să respectăm și să urmărim să aducem îmbunătățiri pe aceste aspecte ale vieții, să mâncăm sănătos, da, aici doTERRA ne oferă suplimentele nutritive, de asemenea să facem mișcare, să ne odihnim corespunzător și să gestionăm stresul și legat de aceasta chiar avem un kit special care este disponibil în această lună, kitul Autumn Calm. Deci e un kit care conține mai multe produse care se adresează unui somn liniștit și unei relaxări profunde, da, care este necesară pentru a ne putea regenera după o zi de muncă. De asemenea, să urmărim să reducem expunerea la produsele sintetice, să avem autoîngrijire informată și îngrijire medicală proactivă. Înainte de a trece să vorbim puțin despre uleiuri, vreau să punctez câteva lucruri despre acest program complet de nutriție, se numește Lifelong Vitality Pack, da? Conține 3 produse. Practic, acest program acoperă toată gama de vitamine, minerale, oligoelemente, fitonutrienți de care organismul nostru are nevoie pentru a funcționa optim. Da? Și ceea ce este foarte important să înțelegem este că organismul nostru este înzestrat cu toate mecanismele prin care să se mențină sănătos sau să se vindece dacă s-a îmbolnăvit. Însă, aceste mecanisme sunt 100% funcționale doar în condițiile în care îi dăm organismului ceea ce el are nevoie, substanțele nutritive. Și din păcate, hrana pe care noi o consumăm în zilele noastre are formă, are volum, dar nu mai are conținut. Și degeaba mâncăm, între ghilimele, sănătos. Noi suntem lactovo-vegetarieni de 30 de ani. Da? Dar totuși, din 2005, consumăm suplimente nutritive pentru că ne-am făcut anumite teste și am văzut că deși mâncam multe legume și fructe, aveam un nivel al antioxidanților nu tocmai bun. Da? Și în zilele noastre a utiliza suplimente nutritive nu este un moft, este o necesitate. Asta o spun medicii, asta o spune inclusiv Organizația Mondială a Sănătății. De asemenea, un sistem de produse, o combinație de suplimente și uleiuri esențiale este sistemul doTERRA Meta Power, da? Un sistem care urmărește să regleze global metabolismul. Și din cadrul acestui sistem vreau să evidențiez un produs care a ajuns să devină cel mai vândut produs doTERRA de pe glob. Înainte de el era Lifelong Vitality Pack, da? Acest program de nutriție. Dar anul trecut în Europa și acum 2 ani în Statele Unite s-a lansat acest produs care efectiv a generat un entuziasm cu totul și cu totul extraordinar. Se numește Meta Power Advantage. Da, este
un produs care conține colagen, dar nu numai, ci NMN, NAT Plus și așa mai departe. Practic, produsul, pe de o parte, ne oferă colagenul, care este foarte, foarte important, de asemenea antioxidanți și, foarte important, produsul acționează asupra mitocondriilor, uzinele de energie ale organismului, și le resetează expresia lor epigenetică și, practic, în felul acesta, face ca aceste mitocondrii să aibă un randament mult mai bun în transformarea hranei în energie. Și, bineînțeles, în felul acesta, da, să avem mai multă energie și unul dintre lucrurile de care se plânge majoritatea lumii este exact acest lucru. N-am suficientă energie, da? Simt că sunt obosit tot timpul. Cu siguranță că dacă nu ați spus voi acest lucru, ați auzit în jurul vostru persoane care să se plângă de asta. Da? Aici vedem direcții, multiple direcții pe care acest produs acționează. Bun, și acum haideți să trecem la uleiurile esențiale, care, să zicem, sunt primele care ies în evidență la doTERRA și e normal să fie așa. Și v-am spus, de-a lungul timpului am experimentat foarte, foarte multe lucruri absolut extraordinare în legătură cu uleiurile esențiale de la doTERRA. Iar în această seară vreau doar trei dintre ele să le punctez, trei pe care le consider cele mai importante a fi reținute. Și, bineînțeles, dacă veți reuși să le rețineți măcar pe acestea, eu personal mă declar mulțumit și încântat. Primul lucru pe care vreau să-l punctez este că uleiurile doTERRA sunt 100% naturale și sigure. Da? Ele nu au efecte secundare, nu creează niciun fel de dependență, sunt sigure pentru toate categoriile de vârstă. Da, v-am spus ceva mai devreme, sunt produse după acest standard de calitate CPTG, uleiuri pure esențiale cu grad terapeutic. Al doilea lucru pe care vreau să-l punctez este că sunt uleiurile esențiale doTERRA sunt mai eficiente decât medicamentele de sinteză. Și aici e important să știm că medicamentele de sinteză pot să ne ajute, de exemplu, în cazul infecțiilor bacteriene, da? Dacă este ales bine antibioticul, poate să ajute, doar că, din păcate, pe lângă faptul că ajută, distruge flora intestinală și e foarte important să înțelegem că peste 70% din ceea ce noi numim sistem imunitar se manifestă la nivelul tubului digestiv. Da? Deci, practic, antibioticele distrug sistemul imunitar. Bun. Pe de altă parte, când vine vorba de infecții virale, e important să știți că antiviralele de sinteză nu ne pot ajuta decât dacă le administrăm chiar în primele ore, zile de când a început infecția. Da? Adică atâta timp cât virusurile n-au pătruns încă în celulă, când sunt în spațiul interstițial. Dacă au pătruns în celulă, atunci niciun antiviral de sinteză nu poate să ajute. Însă, uleiurile esențiale
majoritatea lor au o moleculă foarte, foarte mică și pot penetra membrana celulară, da? Și intră în interiorul celulei și stopează procesul de multiplicare a virusurilor. Da? Deci, uleiurile esențiale sunt eficiente în cazul unor infecții virale. Da? Și mai e un element care merită punctat, faptul că în cazul medicamentelor de sinteză avem de obicei unul sau maxim două substanțe active, principii active. Și microorganismele se adaptează și după ce am utilizat acel medicament o dată, de două ori, de trei ori, ele dezvoltă rezistență și trebuie să dăm un antibiotic și mai puternic și așa mai departe. Dar am precizat la început, uleiurile esențiale conțin sute de principii active și nici un microorganism nu poate să se adapteze, să dezvolte rezistență în fața uleiurilor esențiale. În plus, uleiurile esențiale au o acțiune selectivă. Nu distrug bacteriile prietenoase. Da? Ceea ce este foarte important. De asemenea, un al treilea lucru pe care vreau să-l punctez în legătură cu uleiurile esențiale doTERRA este că sunt mai ieftine decât medicamentele de sinteză, da? Noi am făcut calcule cât ne costă să tratăm o problemă cu medicamente de sinteză și cât ne costă să tratăm cu uleiuri esențiale. Și întotdeauna cu uleiuri esențiale iese mai ieftin, pentru că uleiurile esențiale se utilizează cu picătura, pentru că sunt foarte concentrate, da? Și atunci, da, într-adevăr, la început poate că facem o investiție mai mare, dar e o investiție pe termen mediu și lung, da? Și ne vom putea folosi de ele de oricâte ori avem provocări de sănătate, da? Și tocmai de aceea trebuie să gândiți la modul acesta și când comparați costurile diferitelor modalități de acțiune, să țineți cont de acest fapt că uleiurile le folosim cu picătura și ne țin o perioadă consistentă de timp. Da? Vedem aici încă o dată cele trei lucruri pe care am vrut să le punctez. Uleiurile doTERRA sunt 100% naturale și sigure, mai eficiente decât medicamentele de sinteză și mai ieftine decât medicamentele de sinteză. Da? Puneți un chat dacă sunteți de acord cu ceea ce punctez. Mai ales cei care poate ați mai avut de-a face cu uleiurile esențiale doTERRA, dar poate că încă nu aveți un cont de membru sau știu eu. Dar puneți. Ok. O secundă să vedem. Verificăm pe toate canalele pe care transmitem. Bun. Acum haideți să vedem care sunt modalitățile de utilizare ale uleiurilor esențiale. Vă spun foarte sincer, înainte să ne intersectăm cu doTERRA, știam doar de modalitatea aromatică de utilizare. Nici nu știam că uleiurile esențiale se pot administra intern. Da? Știam că dacă le miroși, îți îmbunătățește starea, dar atât. Ei bine, sunt trei modalități în care putem utiliza uleiurile esențiale. Și anume, aromatic, topic, adică aplicat pe piele, și intern. Aromatic, practic, în utilizarea aromatică, putem să le difuzăm cu un difuzor de uleiuri esențiale cu ultrasunete sau, pur și simplu,
Da, luăm uleiul esențial, ne punem una, două picături în palmă, frecăm palmele și inhalăm până când se evaporă, da? Ar fi păcat să inspirați doar o singură dată, pentru că persistă uleiul, știu eu, un minut, două, sau chiar mai multe, depinde de uleiul esențial pe care îl inhalați. Bun. Acum, legat de utilizarea aromatică, eficiența acestei metode este una incredibil de mare. Mult mai mare decât am putea să ne închipuim. De ce? Pentru că simțul mirosului este singurul simț care ajunge nefiltrat la sistemul limbic, cel care controlează, printre altele, emoțiile. Da? Și atunci, practic, când noi mirosim un ulei esențial sau orice altceva, dar acum ne referim la uleiuri esențiale, la nivelul subconștientului nostru, da, se declanșează niște emoții. Da? Niște emoții. Și bineînțeles, în funcție de natura mirosului, vom avea diferite tipuri de emoții, constructive sau mai puțin constructive. Bun. Acum, pe de altă parte, inclusiv medicina oficială a început să fie de acord cu faptul că la baza majorității bolilor stau emoțiile negative. Da? Vă rog să puneți un 7 în chat dacă sunteți de acord cu această afirmație. Da? Cu afirmația că la baza sau una dintre cauzele fundamentale ale bolilor sunt emoțiile negative. Bun, mă bucur că sunteți de acord. Deci, atunci când noi mirosim un ulei esențial, la nivelul subconștientului nostru se declanșează emoții pozitive, constructive, care, dacă suntem sănătoși, vor contribui la menținerea stării de sănătate, dacă suntem bolnavi, ne vor ajuta în procesul de vindecare. Da? De aceea este atât de eficientă această metodă, chiar dacă e atât de simplă. Așa că merită să difuzăm zilnic în camera în care lucrăm sau în care locuim, să difuzăm uleiuri esențiale, pentru că aceasta este o modalitate de prevenție foarte bună, pentru că uleiurile esențiale au și tot felul de virtuți, printre care și faptul că difuzate într-o cameră distrug microorganismele nocive din acea încăpere, da? O purifică. Bun. Un al doilea mod de utilizare este cel topic. Da? Este vorba de aplicarea pe piele. De obicei aplicăm pe zona cu probleme sau pe tăl, pe coloană, pe punctele de puls și se recomandă ca uleiul esențial să se dilueze într-un ulei purtător, care poate să fie, știu eu, un ulei de măsline, poate să fie orice fel de ulei extra virgin, dar noi recomandăm în primul rând uleiul fracționat de cocos pe care îl produce doTERRA, și nu pentru că îl produce doTERRA, ci pentru că este un ulei cu molecula foarte fină, n-are miros, iar uleiul de la doTERRA nu se solidifică la temperatura camerei și asigură o asimilare eficientă în piele atât a uleiului, cât și a uleiului purtător, a uleiului de cocos, cât și a uleiului esențial care a fost încapsulat în acel ulei. Dacă noi aplicăm doar ulei esențial pe piele, el se va evapora destul de rapid. Dar dacă aplicăm ulei
esențial și aplicăm peste el, de exemplu, un ulei de cocos, ulei fracționat de cocos, da? Acel ulei purtător va încapsula uleiul esențial și nu îi va permite să se evapore atât de rapid, da? Și împreună cu uleiul intră în piele și de acolo este asimilat în întregul organism, da? Deci, paradoxal, deși am crede că aplicând nediluat uleiul pe piele va fi un randament mai bun de asimilare, lucrurile stau chiar invers. Dacă îl diluăm într-un ulei purtător, este mult mai eficientă asimilarea. Bun. Și a treia modalitate de utilizare este utilizarea internă, da, care în funcție de ulei se poate aplica, se poate picura, de exemplu, într-un pahar, una, două picături și se bea, sau un smoothie în mâncare, sau chiar sublingual, uleiuri, de exemplu, cum e tămâia sau copaiba, se poate utiliza fără probleme sublingual. Dar, de asemenea, la doTERRA există așa numitele capsule vegetale, care sunt niște capsule 100% naturale, goale, în care picurăm uleiul esențial, mai ales când e vorba de uleiuri din acestea fierbinți, cum e, de exemplu, oregano sau scorțișoară. Da? Există anumite protocoale de tratament, de, da? Și acolo se precizează că se pun două picături din uleiul ăla, o picătură din uleiul ăla, trei picături din uleiul cu tare, da? Și punem în capsulă picăturile, închidem capsulă și o bem cu apă. Și în felul acesta ajunge în organism. Atunci când este posibil, este recomandabil să utilizăm toate cele trei modalități, pentru că cu cât folosim mai multe modalități, eficiența cu care uleiul se va asimila și va acționa și căile de acțiune sunt mai multe. Da? Oricum, cei care sunteți noi în utilizarea uleiurilor esențiale sau cei care poate nu aveți un cont de membru și doriți să vă creați un cont de membru, aveți primi ghidarea consultantului doTERRA pe care îl aveți și o să fiți ghidați pas cu pas în acest proces, dar până când o să învățați cum să le utilizați într-un mod eficient. În cele ce urmează vreau doar așa foarte pe scurt să vă punctez câteva lucruri în legătură cu 10 uleiuri esențiale, cele mai utile într-o casă pentru menținerea sau refacerea sănătății. Ele sunt cuprinse într-un kit doTERRA, un kit de înregistrare, se numește Home Essentials Kit, da? Și practic 98%, 99% dintre cei care și-au creat cont de membru doTERRA și-au creat cu acest kit, da? Pentru că dacă nu aveți o problemă specifică de sănătate care să necesite anumite uleiuri, acesta este cel mai bun kit de pornire, da? Și, de asemenea, kitul conține și un difuzor de uleiuri esențiale cu ultrasunete. Și o să trecem doar așa în foarte, foarte mare viteză prin prezentarea fiecărui ulei, doar câte o idee, două o să vă spun despre fiecare. Vă invităm în grupul de suport Natura într-o picătură, grupul de Facebook, unde găsiți o mulțime de informații despre fiecare ulei din acest kit și tocmai de aceea nu o să intru acum în prea multe detalii, numai puțin. Bun, uleiul de lămâie este un ulei
ultra cunoscut de către toată lumea, da? El e cunoscut în primul rând pentru procesele de detoxifiere, da? Mai ales pe zona aceasta și efectele de purificare. Titri sau melaleuca, arborele de ceai, este un antibiotic natural blând, da, care este extraordinar pentru piele, da, de asemenea pentru toate provocările legate de sezonul rece, răcel, gripe și așa mai departe. Un alt ulei din acest kit este oregano, cel mai puternic antibiotic natural. Da, practic este artileria grea atunci când avem orice fel de problemă de gen gripă, răceală și mai departe. Da, și mai ales în combinație cu titri sau într-o combinație numită flum, da, frankincense, tămâie, lămâie, ongard, o să vorbim imediat despre el, oregano și melaleuca sau titri, da, acestea cinci creează așa numita bombă de imunitate care are o eficiență extraordinară. Noi când avem orice fel de probleme din acestea cu mici răceli sau mari răceli sau COVID-el, cum a fost în urmă cu ani de zile, noi am folosit flum, da? Această combinație, tămâie, lămâie, ongard, oregano și titri, și am reușit de fiecare dată să rezolvăm într-un mod extraordinar de eficient toate aceste provocări de sănătate. Un alt ulei din acest kit și foarte cunoscut este peppermint, este menta, da, menta care este energizantă, ne ajută în procesele de concentrare și focalizare mentală și de asemenea e foarte util atunci când avem, de exemplu, febră și vrem să scădem temperatura corpului pentru digestie și așa mai departe. Frankincense sau tămâie este numit și regele uleiurilor esențiale. Da? Este un antiinflamator extrem de eficient și este o vorbă în aromaterapie. Dacă nu știi ce să utilizezi, atunci utilizează tămâie, pentru că n-ai cum să greșești cu tămâia. Tămâia este cel mai versatil ulei, da? Și susține sistemul imunitar, face și tămâia parte din acea bombă de imunitate. Și de asemenea foarte bună pentru sănătatea pielii, da? Pentru îngrijirea pielii, mai ales pentru doamne, de exemplu, se poate amesteca cu crema pe care o utilizăm și așa mai departe. Lavanda. Lavanda, de asemenea, un ulei foarte cunoscut. Când spunem lavandă, ne gândim la relaxare, la calm. Da? Și printre altele, acest ulei ne ajută atunci când e vorba de problemele legate de somn, de stres și așa mai departe, pentru că trăim vremuri în care avem provocări masive pe această zonă. Da, aceste prime șase uleiuri sunt uleiuri singulare, adică sunt produse dintr-o singură plantă și mai sunt patru uleiuri, de fapt amestecuri de uleiuri, blenduri, așa numitele blenduri. Primul dintre ele este ongard. Ongard este blendul pentru imunitate. Da? Este cel mai bun aliat al nostru în perioada sezonului rece. Da? Și
Pe baza acestui blend s-a creat o întreagă gamă de produse la doTERRA, și pastă de dinți, și apă de gură, și detergent, și săpun lichid, și așa mai departe. Sunt multe, multe produse care pornesc de la On Guard, dar On Guard este și miroase absolut divin, dar este extrem, extrem de eficient. Gândiți-vă că conține, printre altele, cuișoare. Uleiul de cuișoare este uleiul cu cea mai mare capacitate antioxidantă din tot ce există pe planetă. Da? Și asta deja spune foarte multe despre acest amestec. Un alt amestec este amestecul Air, blendul pentru respirație. Da? El sprijină sistemul respirator și, bineînțeles, că mai ales în perioada aceasta sezonului rece, Air este ceva ce trebuie să avem în casă, da? Și în combinație cu On Guard reprezintă cea mai bună modalitate de prevenție. Noi, când vine toamna și până în primăvară, când stăm cu geamurile deschise, și atunci e inutil să mai difuzez, da? Noi folosim în difuzor sistematic On Guard cu Air ca să asigurăm această prevenție optimă. Un alt amestec de uleiuri este Zengest. Zengest este blendul pentru digestie, da? Și practic ne ajută pe toate problemele care au legătură cu asta și nu numai. Și nu numai. De asemenea, pentru rău de mișcare este absolut incredibil. Și al 10-lea ulei din acest pachet, amestecul de uleiuri Deep Blue, pentru tensiuni musculare și articulare, da, e anti-inflamator, analgezic și așa mai departe. Crema pe care am utilizat eu la începuturile doTERRA, crema Deep Blue, este realizată cu acest blend, conține acest blend în ea, da, și este absolut extraordinar în tot ce ține, repede, tensiuni musculare și articulare. Bun, vă invit să studiați mai multe despre aceste uleiuri pe grupul Natura Întrupicătură. Da? Cu siguranță o să găsiți lucruri extraordinare, testimoniale ale unor persoane care le-au utilizat și au obținut rezultate extraordinare. Bun. Și acum, cum le puteți achiziționa? Sunt trei modalități în care le puteți achiziționa. Prima, pe care nu vă recomandăm, este să le cumpărați la preț de retail. Adică, dacă nu vă creați un cont de membru, le cumpărați la preț de retail, dar acest lucru nu vi-l recomandăm. E cel mai scump mod în care le puteți achiziționa. O a doua modalitate este să le achiziționați la prețul de membru. Da, prețul de membru este cu 25% mai mic decât prețul întreg. Dacă vă creați un cont de membru și vă puneți în coș ce produse doriți, atunci le veți cumpăra cu 25% mai ieftin decât în varianta de la punctul 1. Și această metodă vă recomandăm, însă există o a treia metodă care vă oferă posibilitatea să le cumpărați la un preț chiar mai mic decât prețul de membru. Da? Și asta se petrece dacă cumpărați sau vă creați contul achiziționând un kit predefinit de doTERRA. doTERRA are mai multe kituri predefinite, de la kituri mai mici până la kituri foarte mari, și bineînțeles fiecare poate să-și aleagă un astfel de kit. Avantajul la achiziționarea unui kit este că aveți, repet, discount
față de prețul de membru, adică discount la discount. Ceea ce zic eu că este extrem, extrem de interesant. De aici vă prezentăm trei variante de kit pe care puteți să le utilizați. Da? În stânga avem kitul acela MetaPower de care v-am vorbit chiar la început, care realizează un echilibru metabolic, reglează metabolismul, iar în dreapta avem un pachet cu acest sistem MetaPower și împreună cu programul complet de nutriție Lifelong Vitality Pack. Iar în centru avem Home Essentials Kit, este kitul despre care am vorbit, cu cele 10 uleiuri, cele mai utile într-o casă pentru menținerea sau refacerea sănătății, plus difuzorul cu ultrasunete pentru uleiuri esențiale. Noi vi le recomandăm pe toate, însă, repet, dacă nu aveți niște nevoi specifice, totuși Home Essentials Kit ar fi varianta pe care vă recomandăm. Oricum, dacă nu vi se potrivește niciunul dintre acestea, discutați cu consultantul vostru doTERRA și alegeți împreună versiunea care vă este cea mai favorabilă. Da? De exemplu, în cazul în care achiziționați Home Essentials Kit, scuze, practic vă veți crea un cont de membru cu care veți avea acces la programul de loialitate prin care ajungeți practic să beneficiați de prețuri cu 25-55% mai mici. Da? Aveți un discount direct de 112 euro la preț de membru. Da? 112 euro la care se mai adaugă faptul că nu mai trebuie să plătiți taxa de creare a contului de 24 de euro și se adună foarte multe lucruri și imediat o să vedeți că în această lună avem și o promoție extraordinară care vă mai oferă niște lucruri în plus. De asemenea, faptul că vă creați cont de membru vă oferă accesul la promoțiile periodice pe care doTERRA le oferă. Și cel mai important lucru din punctul meu de vedere, primești un consultant. Un consultant doTERRA care te ghidează pas cu pas, te inițiază în acest proces de utilizare a uleiurilor esențiale. Pentru că nu-i totul să ai uleiuri extraordinare, este important să le utilizezi într-un mod corect ca să obții eficiența maximă. Bun, și vă spuneam că în această lună avem o promoție specială care este corelată cu programul Diamond Club. Acest program este un program pentru cei care își creează cont de membru în această lună și, practic, în funcție de valoarea comenzii pe care o aveți la crearea contului, puteți să primiți unul sau două uleiuri cadou, pe lângă reducerile pe care le-am precizat mai devreme. De exemplu, dacă pachetul cu care vă creați contul are între 100 și 192 PV. Un PV e aproximativ 1 euro, puncte valoare. Da? Atunci veți primi cadou uleiul Wild Orange, portocală sălbatică.
Dacă comanda este între 200 și 399 de puncte, atunci veți primi și Wild Orange și Balance. Balance este un blend de împământare și echilibrare. Iar dacă comanda depășește 400 de puncte, veți primi și Balance și Adaptive. Adaptive este un amestec de uleiuri cu plante adaptogene care vă permit să vă adaptați mult mai eficient la mediul exterior. Acum, Home Essentials Kit se încadrează la categoria între 200 și 399. Da? Deci dacă vă creați cont cu Home Essentials Kit, veți primi cadou Wild Orange și Balance. Condiția ca să puteți beneficia de acest program este să participați la o astfel de conferință, la un astfel de seminar și să vă creați cont de membru în maxim 3 zile de la participarea la acest eveniment. E vorba de 3 zile lucrătoare. Astăzi este miercuri, deci joi, vineri, puteți practic până luni. Până luni seara puteți beneficia de această promoție, deci dacă vă creați contul de membru până luni seara, atunci, în funcție de valoarea comenzii pe care o să aveți, veți primi cadou unu sau două uleiuri, așa cum am precizat aici. Dar asta nu este tot. Dacă vă creați cont de membru în această lună și în luna următoare, aceasta fiind noiembrie, vă plasați o comandă de minim 100 de puncte prin programul de loialitate LRP, atunci mai primiți cadou 25 de puncte. E ca un voucher de 25 de euro de care puteți să vă achiziționați gratuit produse doTERRA. Și de asemenea, programul continuă și în luna decembrie. Da? Dacă în decembrie vă faceți din nou o comandă LRP pe programul de loialitate de minim 100 de puncte, mai primiți cadou 25 de puncte prin programul Diamond Club. Da? Deci, aveți o mulțime de beneficii dacă optați să vă creați contul în acest mod. Acest eveniment este un eveniment Diamond Club. Avem împreună cu noi mai mulți educatori, așa că prin intermediul lor vom putea să vă oferim această promoție. Însă e foarte important să contactați consultantul vostru doTERRA și să îi precizați faptul că doriți să vă creați cont prin acest program și atunci o să fiți ghidați. Consultantul vostru doTERRA e persoana care v-a invitat la acest eveniment. Da? Cu acea persoană trebuie să luați legătura. Dacă luăm în considerare toate lucrurile pe care vi le-am punctat, da, și calculăm prin diferență față de prețurile de retail, deci prețurile la care au acces cei care nu sunt membri, practic, pentru cineva care își creează cont cu Home Essentials Kit prin Diamond Club, prin programul Diamond Club, cadourile și discounturile sunt în valoare de 351 de euro. Dar, repet, față de prețul de retail. Altfel spus, veți plăti 321 de euro, atâta costă Home Essentials Kit cu tot cu transport și primiți produse și discounturi în valoare de 672 de euro. Da. Eu zic că este extrem de generoasă promoția și că merită să beneficiați de ea. Dacă sunteți deciși să
beneficiați de acest program și să vă creați un cont, vă invit să scrieți în chat, chiar și cei care veți urmări pe grup înregistrarea, deci dacă vreți să vă creați un cont de membru, să scrieți în chat vreau cont, textul vreau cont, și atunci o să fiți contactați și veți fi ghidați în acest proces. Bun, acestea sunt lucrurile pe care am vrut să vi le punctez în legătură cu uleiurile esențiale și produsele doTERRA. Și așa cum v-am spus în finalul întâlnirii noastre, în câteva minute, vreau să vă punctez oportunitatea pe care o aveți în spatele acestor produse. Da? Practic, sunt trei tipuri de persoane care participă la astfel de evenimente. Primul gen de persoană este persoana care, după ce aude aceste informații, dorește aceste produse pentru ea și pentru familie. Da? Noi numim aceste persoane consumatori, da, și ele au parte de acces la prețurile de membru, da, cu 25-55% mai mici, accesul la programul de loialitate, da, unde practic între 10 și 30% din valoarea fiecărei comenzi se întoarce către noi sub forma punctelor de loialitate, de care ne putem achiziționa gratuit produse. Am spus, primim un consultant doTERRA. Da? Un consultant doTERRA care ne ghidează. Și, bineînțeles, educație pe produs. E important să înțelegeți că statutul de membru nu vă obligă la absolut nimic. Nu sunteți obligați să puneți comenzi lunare decât dacă doriți. Da? Însă, statutul de membru vă permite accesul la promoțiile periodice, la discounturi față de prețul de membru, da, și accesul la un birou virtual unde puteți să vă gestionați activitatea de pe contul doTERRA. Al doilea tip de persoană care participă la astfel de evenimente sunt cei care se entuziasmează, vor produsele pentru ei, dar nu se mulțumesc doar cu atât. Vor să le împărtășească și cu familia și cu cunoștințele apropiate. Da? Noi numim acest gen de persoane sharer, adică cel care împărtășește experiența cu alții. Aceste persoane sunt, pentru faptul că împărtășesc informația legată de produsele doTERRA, și vor fi recompensate de către doTERRA cu comisioane și bonusuri, da, cu care puteți să vă acoperiți parțial sau integral costurile produselor pe care le utilizați. Bineînțeles, depinde cât de intens împărtășiți, dar există această posibilitate, repet, și sunt mulți oameni în România, în doTERRA, care își acoperă parțial sau integral costurile produselor, împărtășind cu unii cu alții informația pe care ei o dețin. Uneori chiar puteți obține aici un venit suplimentar destul de consistent, da, care, bineînțeles, că vă completează veniturile pe care le aveți și vă poate ajuta, de ce nu, să acoperiți, știu, o rată, să acoperiți o chirie, să acoperiți ceva costuri. Da? Și al treilea tip de persoană este genul de persoană care, ca și noi acum, da, dorește să împărtășească
informația legată de doTERRA cu toată lumea, da? Și vor să o facă într-un mod eficient, cât mai profesionist, da? Pentru că cu cât suntem mai profesioniști, cu atât putem ajunge la mai mulți oameni cu această informație extrem de valoroasă, da? Și, bineînțeles, în felul acesta să le transformăm viețile în bine. E bine, pe aceste persoane noi le numim builder, cel care construiește o rețea de consumatori și de sharer. Și aceste persoane nu numai că obțin niște venituri suplimentare, consistente, ei pot să ajungă chiar în situația în care să atingă o libertate financiară extrem, extrem de consistentă. Da? Și vă spunem din propria noastră experiență, da, cu doTERRA am reușit să ajungem acolo unde nici nu îndrăzneam să visăm, da? Efectiv, dincolo de orice ne-am putut imagina și suntem extrem de recunoscători zi de zi și, bineînțeles, urmărim să împărtășim această oportunitate cu cât mai mulți oameni, da? Acum, fiecare dintre voi se încadrează într-una dintre aceste trei categorii și e în regulă în oricare categorie sunteți, da? Însă, ceea ce vă recomand este să urmăriți să vă documentați suficient de mult în legătură cu oportunitatea, pentru că sunt absolut convins că pentru unii dintre voi doTERRA reprezintă exact ca și cum a reprezentat și reprezintă pentru noi șansa vieții. Da? Reprezintă o oportunitate prin care să vă puteți transforma radical viața în bine, atât pe zona de sănătate, cât și pe zona aceasta financiară. Pentru că atunci când vorbim de sănătate, sănătatea aceasta privită holistic, da, se referă și inclusiv la sănătatea corpului fizic, la sănătatea emoțională, mentală, da, la sănătatea financiară, da, sănătatea care ține de relațiile noastre și așa mai departe. Deci, termenul de sănătate trebuie să-l abordăm din punct de vedere holistic și doTERRA ne oferă această posibilitate de a atinge sănătatea într-un mod holistic. Inclusiv, repet, pe zona aceasta financiară. Da? Bun. Cam acestea sunt lucrurile pe care am dorit să vi le punctez în această seară. Și bineînțeles că vă invit să luați legătura cu persoanele care v-au invitat la acest eveniment, da? Și să luați o decizie. Noi o decizie până cel târziu luni ca să puteți beneficia și de promoția Diamond Club. Da? Noi vă așteptăm cu drag în echipa noastră, că veți veni în calitate de consumator, de sharer, de builder. Noi vă așteptăm pe toți cu mult drag și ceea ce putem să vă promitem este că veți primi toată susținerea necesară pentru a putea valorifica la maximum ceea ce vă oferă atât produsele doTERRA, cât și oportunitatea din spatele lor. Să aveți o noapte minunată și vă doresc să luați o decizie plină de înțelepciune. Noapte bună!